dacă avem hol alimentar, n-am putut să fac altfel decât să vă aduc în bucătăria mea. Și am zis să nu mai pun produsele pe masă și doar să le filmez pe ele. Am zis să intervin și eu în cadru ca să mă vedeți în timp ce vă explic raționamentul pentru care am cumpărat anumite produse. Două chestii vreau să vă zic însă înainte. Îmi cer scuze în avans, astăzi este no make-up day, sunt îmbrăcată și sport pentru că am foarte multe lucruri de făcut și atunci când am foarte multe lucruri de făcut îmi place să mă îmbrac cât mai lejer cu putință. Și doi, vreau să vă reamintesc să vă înscrieți la giveaway în cazul în care n-ați făcut-o. Giveaway-ul este organizat în clipul precedent, în cel cu acea colecție de parfumuri accesibile pe care am pus-o așa la oaltă. Și nu uitați că vă puteți înscrie până pe 17 mai, extragerea făcându-se pe 18. Bun, acum că am zis toate astea, am două pungi mari. Mari. Ceva de genul ăsta, cred că le-ați văzut deja din thumbnail. Și o să încerc să nu mai fac mușchi cu ele. O să luăm produsele pe rând. E drept că am fost plecată puțin din București imediat după Paște, vreo 3 zile. Și a trebuit să fac cumpărături așa mai multe, nu așa puține cum fac eu de obicei pentru o săptămână. Dar, vorba lungă, sărăcia omului, hai să dăm drumul la treabă. Bonul, de fapt, nu are legătură bonul. O să vă las prețurile afișate pe ecran, așa cum se întâmplă în ultima perioadă. Bun, hai să începem cu astea congelate, că săracele stau pe aici. Am luat de la Milka. Astea le-am văzut, dacă nu mă înșel, la Adina Adam de la For Your Face. Mi s-au părut foarte interesante. Se găsesc la raionul de produse congelate. Sunt două, hai să vi le și arăt. Sunt două prăjituri, nici nu știu cum să le numesc. Bomboane, nu bomboane, un fel de prăjituri. Ele se numesc Chocoladen Mustorcen. Whatever. Ceva un tort cu ciocolată. Un mini tort. Cam așa arată și din păcate se și decongelează și trebuie să le pun rapid. Cam așa. Sper că le vedeți. Și cred că se lasă un pic la decongelat, după care se pot servi și tind să cred că au așa probabil un gust de înghețată cumva. Apoi, tot la Adina Adam am văzut din gama de lux aceste Puff Pastry Cups. Ea le-a făcut, dacă nu mă înșel, cu ficat sau nu mai știu, cu pate, nu mai rețin. Însă eu mă gândesc să fac acea umplutură pentru bruschete, umplutură impropriu spus, în roșii, tăiate foarte, foarte mărunt, cu usturoi și eventual un pic de verdeață, busuioc, oregan, nu mă rog, fiecare după gustul propriu, și să le umplu și să avem așa ca un fel de gustare. Apoi, ce am mai luat? Am luat vreo 3 sortimente de roșii din acestea uscate. Săptămâna asta la Lidl este săptămâna italiană și am luat de la brandul Italiamo roșii semi-uscate marinate. Deci acestea nu sunt atât de crunchy sau atât de uscate precum cele pe care o să le vedeți, ci arată așa, sunt efectiv marinate și în plongură. Îmi pare foarte rău dacă mă auziți înghițind în sec pentru că mi-este foarte, foarte foame. Nu știu dacă vedeți, este ora 2 și eu n-am mâncat nimic până acum pentru că de treabă și în curând trebuie să mă iau și copilul de la școală. Dar da, abia aștept să le încerc și pe astea și o să vedeți că mi-am luat niște chestii pe care nu le-ați mai văzut până acum la mine. E drept că n-am făcut foarte multe holuri alimentare, dar am luat și acele produse. Pentru că în mini-vacanța mea la mare am mâncat la un restaurant o salată absolut genială. Deci genială, genială. O să vă povestesc la momentul respectiv și mă gândeam să adaug cumva și aceste roșii. Dar o să vedem ce o să iasă. Bun, am luat apoi, nu știu, ăsta nu l-am mai văzut, de la brandul Morlini, kebab de pui și conține un plic cu sos de usturoi. Lui Luca place foarte mult carnea asta de pui așa tăiată mărunt și cu un pic de gust de barbecue, mi-e așa îmi pare că ar fi. Pulpe de pui dezosate, marinate, coapte, feliate, răcite cu sos de usturoi. Ambalat în atmosferă protectoare. Uite și se vede și aici plicul de usturoi că nu-l vedeam. Așa că pentru o cină rapidă sau eventual o gustare, sunt mai mult decât potrivite. Știți că, dacă ați văzut haul-ul anterior Lidl, am luat și acest cheeseburger lui Luca, îi place foarte mult. Îl iau o dată la, nu știu, o lună, două. Eu nu ajung foarte des în Lidl, dar m-a atras săptămâna asta italian. Îmi plac produsele italienești și am zis că dacă tot ajung, hai să iau și acest cheeseburger. Este gustos, să știți, chiar este gustos, dar îi dăm mai rar. La fel cum îi dăm și Mecul, nu știu, cam o dată pe lună, ceva de gen.
Apoi am luat de la gelatelie această înghețată clasică. Eu de obicei luam acel amestec de sortimente, erau 3. Asta albă și ceva cu migdale, dar am zis că îmi place mai mult asta și zic că este o cutie întreagă, doar în varianta clasică, sunt foarte bune. Eu atunci parcă le luasem în varianta mini și erau așa, micuțe. Deci perfecte și pentru copii și pentru adulți, pentru o poftă de dulce, sunt foarte bune alea mici. Astea cred însă că sunt în varianta mai mare, ia să vedem. Și acum văd că am luat foarte multe produse congelate și trebuie să mă grăbesc ca să le pun la congelator. Da, sunt varianta mare, cam așa. Înghețata asta de la gelatelii, vreau să vă zic că mie îmi place de nu mai pot. Deci este extraordinar de gustoasă. Inițial am luat așa, zic hai să gust, să văd cum iese una alta. Deci este absolut genială. Maxim îmi place, maxim. Mai am o înghețată preferată, este cea de la Nirvana cu nucă și ceva. Dar asta este minunată. Apoi, tot de la săptămâna italiană am luat burrata. Acum voi știți că burrata se găsește foarte, foarte greu. E foarte greu să o transporți, ea se mănâncă proaspătă. Văd că vine într-un fel de, nu știu, saramură, mă gândesc că ar fi, ca să reziste mai bine și mă gândesc ca și mod de servire să o pui așa pe o farfurie și pe lângă să pui... Mamă, deci îmi plouă în gură, deci fai de mine. E foarte greu să faci un hol alimentar când ți-e foame. Efectiv, un ghit în sec într-una. Așa, o pui pe asta în mijloc, după care pe margine pui niște roșii sherry cu un pic de ulei de măsline și poate niște frunze proaspete de busuioc și torn eventual un pic de ulei de măsline deasupra. Nu foarte mult, pentru că burrata este un produs făcut din lapte de bivoliță care este foarte, foarte gras și atunci e posibil să fie cam multe chestii grase. Sau eventual, în acele roșii pe care le puneți pe lângă burrata, puteți adăuga niște oțet balsamic, care mai tăia un pic așa din greață, eventual. Și o să mi se dărâme punga. Apoi am luat acest pachet de lasagna. Lui Luca îi place foarte mult lasagna și mie, dar prefer pastele, sincer să vă spun. Am mai luat de la Lidl la un moment dat o lasagna, dar era într-o chestie așa cam jumătate din asta, deci ceva de genul ăsta și a fost... Cam așa și așa, n-a fost una dintre cele mai bune lasagna pe care eu le-am mâncat, dar am zis să încercăm și de la Chef Select, Italian Style, cu porc, carne de porc. Sunt 3 porții, se ține la cuptor la 190 de grade, circa 30 de minute. Bun. Ce mai avem? Foarte interesant, ceapă verde. Ce poți să vrei de la o ceapă verde? Știți că eu ador salatele și foarte mulți dintre voi m-ați întrebat cum mănânc eu salatele și am răspuns la câțiva și am spus, băi, eu mănânc salata aia țărănească. Bă, aia cum se mănâncă la țară, roșii, castraveți, ardei gras, salată verde, eventual ceapă, deci exact salata aia de vară, cum se găsește în restaurante. Dar uite, de când am descoperit salata de care urmează să vă vorbesc, am devenit așa mai elegant în modul de a servi o salată, sau mă rog, în alegerea tipului de salată pe care doresc să-l servesc. Glumesc, evident. Apoi, tot de la Italiamo am găsit calzone cu mozzarella și sos de roșii. Eu astea congelate le iau nu ca mâncare pe care o servim zilnic, ci efectiv atunci când ori nu am timp să fac ceva, ori nu avem timp să comandăm, ori, nu știu, le iau să fie acolo în congelator. Vedeți că nu iau foarte des, pentru așa, soluții de urgență să le numim. Nu am mai mâncat niciodată acest tip de calzone de la Italiamo, vedem. Arată bine, arată așa foarte pufoasă. Acum vom vedea. Apoi am luat niște lapte. Eu de obicei iau de la Mega acest Zuzu cu 1,5% grăsime, dar îl iau în varianta mare. Și pentru că nu am găsit în varianta mare, am luat 3 din acestea mici, pe care oricum trebuie să le scot, una, două și a treia. Noi nu mai consumăm lapte mai gras de 1,5 pentru că am observat că ne este mai bine așa. Foarte rar, eventual la piure, mai am așa o sticlă prin frigider, dar o consum foarte, foarte greu pentru că îl mai pun la piure. Laptele mai gras în piure este mai ok decât cel mai slab. Bun, hai să vedem ce am mai luat aici, deja încep să mă aplec și mai ies din cadru. Tot pentru această salată minunată, știu, dar nu vă temeți că vin explicațiile imediat. Am luat aceste nuci de la Alesto, îmi place foarte mult brandul ăsta Alesto. Din punctul meu de vedere, produsele lor sunt calitative, adică au un gust foarte, foarte bun, mai ales fistic.
soțul meu este înnebunit după fistic. Și hai să încerc să ridic punga cumva, că am ajuns aproape de finalul pungii și o să încerc să scot produsele aici pe masă. Și sper să nu mă încurc în ele, să am ce să vi le prezint pe toate. Ia, și gata. Și nu văd bonul, ceea ce e foarte grav, că nu mi-a mers nici aplicația. Nu știu de ce, trebuia să fac niște, nu știu, upgradări la informații, mă rog. Anyway, tot de la Italia m-am luat acest aperitiv fără alcool. Mie îmi pare a fi bitter, acum habar n-am, vom vedea. Aveau și acest model rosu și aveau și unul galben, dar am luat roșu pentru că mă gândesc că o avea gust de fructe. Habar n-am, sper. Bun, apoi de la CN am luat acest nail polish remover pentru că am avut o perioadă în care n-am putut ieși din casă și îmi făcusem unghiile cu oja mea de acasă și atât de tare mă enerva acetona aia, stai, umple dischetele, mă rog. L-am mai văzut și pe ăsta pe la diverse fete aici pe YouTube și din ce am înțeles să-ți bagi degetul, da, bagi degetul aici și atunci când îl scoți, teoretic, de ce am făcut chestia asta? Teoretic oja este îndepărtată. Acum rămâne de văzut, probabil îl voi consuma foarte greu. Pentru că eu mă dau cu ojă semi. Dar în cazuri de neajungere la salon, mă dau cu ojă clasică, aceea de la Sally Hansen, luată din farmacia T. Apoi, am mai luat tot de la Italiamo acest aceto balsamic, doamne, oțet balsamic cu spray. Adică să sprayez pentru că am impresia că ai foarte mult control asupra cantității de oțet pe care vrei să o adaugi în mâncare. Și în acest sens l-am mai luat și pe acesta alb. Asta l-am gustat la o prietenă, îmi place foarte mult. Este destul de puternic, așa că două oțeturi în plus în casă niciodată nu strică. Și tot pentru salata respectivă, la restaurant eu am mâncat-o cu rodie. Și deasupra cred că era turnat un sos de rodie. N-am găsit sos de rodie, dar am găsit această cremă cu oțet balsamic și zmeură. Așa arată. Și abia aștept să-l încerc. Imediat ce ajung la ingrediente, vă zic și cum fac salata. Apoi, o caserolă de zmeură. Mi se pare că arată foarte bine. Mi se pare că zmeura și afinele și toate fructele în general arată cel mai bine la Lidl în comparație cu Mega, spre exemplu, unde mi se par sincer și mai scumpe. Așa sunt și afinele. Foarte mari. Mi-au plăcut. Chiar mi-au plăcut și din ce mi-amintesc, sunt foarte gustoase. Eu le pun lui Luca la pachetel. Apoi am luat 3 tipuri de roșii. Pentru că știți că eu iau de la Mega acele roșii, un fel de prunișoare care sunt extraordinar de gustoase. Dar n-am mai avut timp și nici cheful necesar să mă opresc și la Mega. Așa că am luat din Lidl, cine știe, poate descoper și de acolo roșii gustoase. Am luat în primul rând de la Smirna. Clasa 1, nu știu ce, bla bla, în fine. Așa arată, roșii sherry, bineînțeles, toate sunt sherry pe care eu le cumpăr. Nu, n-am mai mâncat de mult roșii din acelea mari. Știți, când apar roșiile românești, alea în formă, nu butoiaș, tot așa, alea cu moți așa la capăt, nu știu dacă mă fac înțeleasă sau dacă înțelegeți exact la ce tip de roșii mă refer. Alea, într-adevăr, sunt extraordinar de gustoase și cu o brânză. De ce vorbesc de mâncare? Da, deci am luat aceste două caserole de roșii și nu știu pe unde să le mai pun. Apoi am luat o pasta. Sincer, nu miros. Acelea de la Mega miros prin pungă. Jur că miros prin pungă. Astea sunt de la, nu știu ce brand e ăsta, ceva turcesc în orice caz. Deci nu știu dacă am făcut cea mai bună variantă, dar ia să-i să gust una. Să gustăm una și știți cum fac copiii la țară? Dacă nu spală ceva, freacă de ei. Ia să vedem. Să știți că nu sunt rele. Gustoase, dar mai gustoase sunt cele de la Mega. Dar măcar să aibă un pic de gust de roșie, asta îmi doresc. Și apoi le-am mai luat și pe acestea. De la Harvest House, Sunstream, Cherry, bla bla. Așa arată și ele. Acum vedem care dintre aceste 3 tipuri de roșii pe care eu le-am cumpărat mi se par cele mai gustoase. Tot la produsul de congelate am găsit, de fapt am găsit, am recumpărat de la Alfredo picopiții, mamă, m-a sunat asta, picopiții, aceste mini pizza. Ele, stați să vi le arăt cum sunt. Îi fac un set pe porție lui Luca și nu le mănâncă pe toate. Mi se pare că sunt 4 5
Cam așa arată și deja s-au decongelat, ceea ce nu e bine. 4, nu 5. Deci aveți 12 pizza. Eu fac odată un set din acesta și pentru Luca e absolut suficient. El de obicei mănâncă 3. Și una mănâncă mami de poftă. Am ajuns la salată. Iuhu! Avem așadar rucola bio, bio-organic, mă rog. Știți că nu știu dacă să cred încă în bio-organic, mă rog. M-a convins eticheta, ce să zic. Încă o dată susțin că eticheta vinde. Și aici să vă arăt și spanacul. Acum vreau să vă spun cum se face salata. Tot așa, bio-organic, baby spinach. Eu, în copilărie și în continuare, urăsc spanacul cu pasiune. Mai ales cel gătit. M-a forțat mama mea la un moment dat să mănânc spanac gătit și mi-a fost rău. Da, deci atât de rău îl urăsc. Dar am observat că dacă îl mănânc crud, nu simt gustul ăla. Așa că încerc să-l folosesc pe cât de mult se poate, pentru că este foarte sănătos. Și avocado. Acum. Și, încă ceva, să vă spun rețeta salatei. Am luat și niște, deci avocado și mandarin. Să vă spun cum se face salata. De fapt, cum am mâncat-o eu. Rucola, spanac, mandarină, dar ce faceți cu mandarina? Luați feliuța și știu că poate părea foarte, foarte migălos, dar îndepărtați coaja. Și lăsați practic doar pulpa din mandarină. Nu puneți foarte mult pentru că nu mâncăm o salată de fructe, mâncăm o salată. Eu zic că 5-6 feliuțe sunt suficiente. Și apoi avocado. Avocado. Iar un produs pe care îl uram cu pasiune pentru că nu-i găseam sensul. Mi se părea foarte gras, mi se părea fără gust, fad. Nu. Dar în salata asta, cu mandarină și feliuțele de avocado tăiate foarte, foarte subțiri, ca atunci când iei o bucătură să nu fie avocado atât de gros încât să simți gura așa plină de avocado, pentru că e un fruct gras. Și nuci, da? Nucile astea și apoi turnăm deasupra. Ăsta de zmeură, acetul, oțetul balsamic cu zmeură și eu mai îmi pun și un pic de ulei de măsline, sare și piper, bineînțeles, după gust. O salată foarte, foarte sănătoasă, foarte bogată în proteine, ce ar trebui să țină foarte bine de foame. Așa că mă bucur că am descoperit acest tip de salată și abia aștept să-l fac, dar după ce mă întorc cu cel mic de la școală, pentru că acum nu mai avem timp. Bun, haideți că nu mai avem foarte multe. Vă spusesem că am mai luat două tipuri de roșii sherry. Astea tot la Adina Adam le-am văzut. A spus că sunt foarte bune. După care le-am văzut și pe acestea, dacă nu mă înșel, la Mihaela Șerbănescu, nu mai rețin acum. De la Milani Foods, Dry Tomatoes. Roșii uscate, mă rog. Și mă gândeam că aceste roșii să le adaug și pe ele în această salată pentru un pic de aciditate. Acum, nu știu cât de bine or să meargă roșiile cu mandarina. Stau să mă gândesc. Nu cred că o să meargă foarte bine. O să încerc la un moment dat și dacă mi iese, o să vă spun eu într-un alt vlog. Un alt fruct preferat de-a lui Luca, fructul pasiunii, par a fi coapte. Atunci când cumpărați fructul pasiunii, apăsați un pic pe fruct. Dacă este moale, să știți că este bun de consumat. Dacă este tare, să știți că încă nu este copt și fructul din interior, bobițele acelea, sunt acre. Așa că încercați să luați fructul pasiunii într-un verde ce duce spre maro. Asta înseamnă că este copt, că este dulce și este bun de servit. Și nu mai avem decât niște castraveți. Castraveții sunt, bineînțeles, pentru salata mea țărănească. Salata de vară, spuneți-i cum vreți voi. Eu îi spun țărănească pentru că atunci când eram mică și stăteam pe parcursul verii la țară, salata asta o mâncam. La cartofi prăjiți, de obicei, că da. Mă duceam la țară să mă îngraș. Și atunci, gustul al copilăriei, copilăria aia liberă, când nu aveai niciun stres decât să te duci și să te joci cu copiii și eventual să mai furi niște chestii de prin grădina oamenilor, de aia cred că am rămas eu setată pe această salată, pentru că îmi provoacă amintiri plăcute atunci când o mănânc și este și cam singura salată pe care știu să o fac. Pentru că, v-am zis, eu sunt cam ciudățică la mâncare, nu prea agrez gusturile mai ciudate sau cu care nu am fost obișnuită în copilărie. Spre exemplu, și rucola am început să o mănânc acum 5-6 ani, ceva de genul. Până atunci eram blea, deci nu vroiam să o văd pentru că mi se părea amară. Unde să-i mai pun și pe ăștia? Hai să-i pun jos. Și am terminat și slavă Domnului că n-am pierdut bonul.
O să am ceva de treabă la editat, dar nu e o problemă, pentru că știți că mie îmi place să vă pun prețurile pe ecran pentru a ști. Și voi, să, de fapt nu să știți, să puteți compara prețurile cu alte magazine. Bun, cam astea sunt spuse. Dacă vreți să vă las rețeta undeva în comentarii, sau uite, aș putea să las eu un comentariu și să-l pinuiesc ca să vedeți acolo rețeta, să nu avem întrebări și să stau să răspund la fiecare. Ok, acestea fiind zise, acestea sunt cumpărăturile mele, abia aștept să ne revedem data viitoare și am o întrebare la voi. Hai să vă pun. Mă bate un gând să fac un clip legat de educația sexuală, intimă și așa mai departe. Și acum dacă am pus acest cuvânt aici pe clip, s-ar putea să mă ia YouTube-ul. De asta mi-e un pic frică de acest clip. Vreau să-l fac în sensul în care știu că sunt mai multe domnișoare care ne urmăresc și poate nu au cu cine vorbi acasă sau poate nu au acces la astfel de informații și mă gândeam să-l fac. Bun, ăsta e un clip util nu numai pentru domnișoare, pentru toate femeile îl consider eu util, dar am, nu știu, să-mi spuneți dacă prezintă interes ca să știu să mă documentez și așa mai departe. Gata, vă las că mă duc să-mi iau copilul de la școală imediat și noi ne revedem data viitoare. Pa!